Treburile nu au stat nici pe departe bine în cazul lui Vladimir Filat, cât timp a stat în închisoare, ori potrivit unei declarații făcute în cadrul unei emisiuni de la TV8, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova a suferit de cancer în perioada de detenție. Eu nu știu dacă e nevoie să dau detalii, însă vă spun, după eliberare, diagnoza care mi-a fost pusă a fost una care... Încă o dată, ești fericit că... Asta e cancer. Da, este, da, un fel. Sunt mai diferite. Eu mă bucur că, dincolo de pușcărie, am făcut față și aceste încercări enorme. Cred că a fost mai mare încercarea asta decât detenția. Iar aici, fostul prim-ministru a mai mărturisit că el nu a stat doar într-o celulă, dar a fost băgat și în subsoluri. În context, Filat a precizat că condițiile dintr-o închisoare pot fi înțelese numai după ce treci prin ea. N-ar încurca ca cel puțin cei care fac facultate de drept, care ulterior devin procurori, judecători, să treacă prin penitenciare, să înțeleagă că deciziile lor nu reprezintă ceva abstract. Amintim că Filat a fost condamnat în 2016 la 9 ani de închisoare, fiind învinuit de trafic de influență și corupere pasivă.